avem deschisă ședința Consiliului Local de astăzi, 28-11, convocată de primar, în baza deciziei dispoziției numărul 291 din 2011. Și vă supun, având în vedere că suntem prezenți 15 din toți, din cei 15 membri ai Consiliului Local, vă prezint proiectul de ordine de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre pentru aprobare, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Aseu, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea stadiului de oportunitate, aprobarea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 245 de metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Aseu, situat în satul Straja, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aseu pentru anul 2024. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății anticipate a cotizației anuale pentru anul 2025 a Comunei Aseu către grupul de acțiune local Valea Muntelui. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Aseu și a supleanților acestora în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Aseu. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea festivităților de 1 decembrie, Ziua Națională a României și Ziua Colinului, 26 decembrie 2024. Proiect de hotărâre privind însușirea regulamentului privind utilizarea microbuzelor școlare aprobate către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Aseu. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Aseu. Și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Comunei Aseu. Și la final diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Înainte de a începe dezbaterea proiectelor de hotărâre, supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4-11-2024. Supun aprobării procesul de val al ședinței extraordinare din data de 6-11-2024. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Și procesul de val al ședinței extraordinare din data de 13-11-2024. Cine este pentru? Eu am completat ceva la procesul de val. Din data de 13. Da. Da? Faptic, noi în sală am fost 12 consilieri. Așa. Unul a fost online, da. Și doi au lipsit. Dumneavoastră, în procesul verbal, a spus că au fost 14 consilieri. Da. Ultima ședință de 13. Domnul Cosmin a intrat atunci online. Da. Și am avut 14 consilieri. Eu nu am văzut online. La doamna Handanu, a intrat online domnul cu domnul Cosmin. De asta ar trebui, părerea mea, să organizăm la anul cine nu participă, să avem măcar niște, să avem un televizor, un ceva. Monitor. Păi supuneți aprobării Consiliului Local, să punem la buget, exact, pentru că facem bugetul, o să... Nu mi se pare normal, adică, na, noi nu știm, putem să mă uit în telefon sau putem să ne uităm în telefonul domnului consilier, să vedem dacă domnul aprobă, aude sau... Așa, și nu ați consemnat propunerea mea, care i-am făcut-o domnului primar, conform ordonanței de urgență 107 pe 2024, da, cu amnistiția. Pentru că era ședință extraordinară, aveam un singur punct pe ordinea de zi și nu aveam diverse și am făcut așa înțelegere că nu sunt diverse, dar totuși vă ascultăm. Da. Acesta este motivul pentru care eu am prins, dar puteți să reveniți cu propunerea asta și o să prind fără problemă. Da, deja este asta e, dar mulțumesc, sunt pentru. Deci, 15 voturi pentru.
Stai, domnul Vuda. Da. Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre este cel privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Asău. Dacă s-a avut la mapă, a fost transmis și v-a dat putut studia. Cele trei comisii au dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții vis-a-vis de regulament. O singură propunere am eu vis-a-vis de acest regulament de organizare și funcționare. Mă refer la o anexă a regulamentului, respectiv la acea legitimație, da. Acel model de legitimație, da. Pentru consilierii locali. Da. Eu am fost anul trecut pus în situația să dau explicații unui reprezentant al constructorului când era la Pârâul Bânțu și m-am dus să văd și eu ce se lucrează acolo și m-a întrebat de cine ești lumea ta de ai venit aici. Și a spus, sunt consilier local, puteți face dovada. Am avut o legitimație, dar fără poză, fără nimic. Eu am avut poză. Și am dat poză. Eu am dat poză. Eu personal am dat poză. Totuși n-am avut așa. Și o trebuie să-i dau explicații. De multe ori vine cu ea. Acum eu, dacă tot facem o legitimație, un model pentru fiecare consilier, e bine să o avem cu poză, ca să legitimația, mai da, este model cadru este, aprobat da. Prin ordinul ministrului 25/2021. O avem aici, deci, în anexă, da, exact. În anexa 6. Și o să o facem exact. Dar acolo era o chestie în care văd cu CNP-ul, n-a zis sau cu CNP-ul. Codul numeric personal, da. Da, ăla n-avea, cu picel la format avea și... Dacă mai sunt și alte propuneri vis-a-vis de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Am 15 voturi. 20 de sus. Sunt unite. La punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea stadiului de oportunitate, aprobarea documentației de atribuire și aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 245 de metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Asău, situat în satul Straja. Înțeleg că s-au făcut niște propuneri, s-au făcut niște propuneri. S-a făcut în comisia... pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, turism și comerț, a fost făcut o propunere privind durata concesiunii. În documentație era trecut 49 de ani. Doamna consilier Drilea a propus 25 de ani. În comisie amendamentul nu a trecut. Dacă vreți să mai discutăm amendamentul și să votăm și în ședința ordinară, dacă nu... Hai să explicăm de ce n-a trecut. Ba, trecut. Pentru că membrii comisiei au votat așa. S-a pus problema duratei și noi am citit modelul de contract, că sunt niște clauze care permit UAT-ului ca oricând să rezilieze contractul în cazul în care are nevoie de acest teren pentru în alte scopuri. Da, exact. Și atunci nu are, da? Noi, pentru a spate la concesiunea în terenul respectiv, am cerut acordul problemelor speciale în modelului și m-am listat major armatic, care îi luat aviz favorabil, și după acolo n-au de gând, nu știu, să instaleze baterii antitank sau nu știu ce. Deci, avizile sunt la dosar. Plus, prin clauzele contractuale, am prevăzut dacă interesul local, național necesită, terenul să reprocedeze sau cum să zic. Da. Am citit și am văzut. Și omul să zic, dar nu să facă ceva, îl încurci pe 25 de ani. Deci considerați că mai este necesar să supunem aprobării? Bine atunci. Atunci, dacă nu, supunem la vot concesionarea pentru cei 49 de ani care au fost propuși în proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. 15.
modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Asău pentru anul 2024. Dacă am reținut bine, doamna secretar general ne-a explicat ce s-a întâmplat cu necesitatea rectificării bugetului local, au fost alocați, explicați pe atât, doamna secretar. Avem o adresă a Ministerului de Finanțe, prin care suntem informați că ne-au fost alocate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. Suma alocată este de 951.000. Așa, și avem și un extras de cont prin care ne-au fost virate sume de la PNRR pentru obiectivul de investiție, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar. Aveți acolo la secțiunea dezvoltare, capitolul venituri. Așa, avem o dată în capitolul 420288801, fonduri europene nerambursabile, se diminuează cu suma și fondurile ne-au fost virate pe articolul 4302-4901, se majorează cu suma. Deci, practic, acea sumă trebuia să intre pe un capitol, n-a intrat acolo și a intrat în celălalt capitol. Aceasta este explicația rectificării. Dacă mai sunt și alte discuții vis-a-vis de acest... Variația doar cei 950. Exact, aia este mai plus. Da, vreau să vă spun că ăștia 950... 950.000. Sunt bani de la dispoziția, la fondul din dispoziția guvernului, care îți dați de guvern. Care guvernul ne-a ajutat pentru investiții. Știți că avem de făcut drumul ăsta de pe apa Său, am fost cu căciul la mână, ne-a rugat la Consiliul Județean la, și cea mai mare sumă care o dată-o pe zonă, 951.000, o dată la Comuna Său. Trebuie dovadă că dacă ai sprijin, poți să faci ceva, dacă nu... Doamnă, cum mai faci campanie electorală, suntem în proședință? Nu, doamnă, nu fac campanie electorală, vreau să vă spun de unii bani. Nu, și eu vreau să vă aduc, păi, să vă aduc la cunoștință, suntem în proședință, nu în campanie electorală. Păi, tocmai în ședință și vreau să aduc la cunoștință cetățenilor de unii bani. Nu, președinte, dacă nu mai sunt și alte discuții, îi supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. 15 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea plății anticipate a cotizației anuale pentru anul 2025 a Comunei Asău către grupul de acțiune local Valea Muntelui. Discuții, vă rog. Grupul de acțiune local a semnat un contract, un acord cadru de finanțare pentru perioada 2024-2027. De asemenea, ei doresc să obțină și un avans printr-o scrisoare de garanție bancară. V-am pus la mapă toate hotărârile adunării generale și nu pot să facă lucrul acesta din bănuții pe care i-au până în acest moment. De aceasta solicită plata cotizației anticipată. Toți membrii GAL, toți așa au fost de acord cu această... Știți că prin GAL Valea Muntelui noi am avut niște proiecte Preu Bânțu, Preu Ciungi, buldoi excavatorul, tractor cu cositoare, toate au fost prin GAL și avem o colaborare bună și în continuare vrem să avem o colaborare bună și putem obține fonduri. Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog. Înțeles. Vă rog. Dacă nu spune la voi, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Asău și a sufleanțelor acestora în cadrul Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Asău. Schimbându-se structura Consiliului Local, este obligatoriu să schimbăm și consilierii locali care vor fi desemnați în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Dacă permiteți, ca propunere din partea Partidului Social-Democrat, din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale a Său, să facă parte doamna Hangaru Maricela și domnul Claudiu Bobic.
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri, să punem la vot. Cine este pentru? Și propuneri pentru membrii supleanți. Un membru. Domnul Cuiu. Spuneți aprobări? Cine este pentru? Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea festivităților de 1 decembrie, Ziua Națională a României și Ziua Colindului, 26 decembrie 2024. Ați văzut, sunt de asemenea bani alocați pentru aprobarea, acordarea diplomei de aur și a unui premiu în valoare netă de 500 de lei pentru cele 16 cupluri din comună care au primit 50 de ani de căsătorie, în afară de suma de 1500 de lei pentru festivitățile organizate de 1 decembrie și cheltuielile ocazionate de organizarea festivităților Colindului, zilelor Colindului, 26 decembrie, în cuantum de 80.000 de lei. Dacă poate domnul primar sau doamna viceprimar vrea să ne explice, să ne spună cum se vor desfășura cel puțin festivitățile ocazionate de ziua de 1 decembrie. E un pic mai delicat situația. Am vedere faptul că duminică de 1 decembrie vor avea loc și alegerile parlamentare. Am considerat că este potrivit să nu mai facem o manifestare la monument, așa cum făceam de obicei, drept pentru care cine vrea și poate să participe la slujbă, la biserică, la centru Asău, pentru că acolo școala gimnazială Asău a convenit că vor desfășura un moment artistic la ora 11:30, iar după momentul artistic pe care o să-l aibă copiii la biserica centru, o să plecăm către monument pentru a depune coroanele și atât. Nu vrem să se interpreteze într-un fel sau altul una care o adunare la monument. Rău și vremea că o să fie ploaie sau zăpadă. Tedeumul se ține tot la biserică și aici doar facem depunerea de coroane, ca să simplificăm, să nu facem campanie electorală. Corect. Cel mai bine. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind însușirea regulamentului pentru utilizarea microbuzelor școlare aprobate de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Asel. Aveți la dosar acest document, întocmit de directorul școlii și Consiliul Profesoral, avizat de Consiliul de Administrație. Și el trebuie supus aprobării și de către Consiliul Local. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest regulament. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a său. Este destul de stufos și acest proiect de hotărâre. Dacă ați apucat să-l studiați, să-l verificați un pic și dacă aveți obiecții vis-a-vis de acest regulamentul a fost modificat și ca urmare a dării în funcțiune a rețelei de canalizare. Înainte nu era prevăzut. Asta de la mapă. E ca o necesitate pentru că trebuie să meargă la ANRSC obținerea licenței. Am inclus un capitol de captare a apei, deoarece noi în primăvară am întocmit un proiect prin care am vrea să înființăm o sursă de captare din râul Asău în satul Păltiniș.
Atunci, în primăvară, nu am obținut finanțare, dar se întreved alte linii de finanțare în viitor și ca să fim acoperiți din toate punctele de vedere, am introdus și acest capitol în regulamentul de organizare și funcționare. Reiau apelul către cetățeni care vor să se racordeze la canalizare și nu așteaptă proiectul ăsta, că sunt care doresc să racordeze ei pe banii lor. Să vină, să facă cerere, noi am spus, le dăm asistență tehnică din partea primăriei, să vină să se racordeze la canalizare. Am mai făcut apelul ăsta, îl fac din nou. Cetățenii care doresc și au, bineînțeles, canalizarea trasă până la limita potrivită, să vină să se racordeze, ca să putem da drumul. Dacă nu avem 35% din gospodării racordate, noi nu putem da drumul la canalizare. Nu funcționează stația de epurare doar cu 10 gospodării. Cetățenii comuni sunt acordați la canalizare domnului? Până acum cred că vreo 5 gospodării. Nu vin, nu. Nu ai făcut apel? Sunt diferențe de nivel. Sunt care, de exemplu, sunt sub nivelul... Se poate cu pompe acolo, asta e. Dar nu va cu pompă. Nu suntem noi vinovați că gospodarul și-a făcut casa în gaură. Așa au fost construcțiile. Da, asta e. La mine acasă, imobilul meu este situat sub nivelul drumului. Dar sunt multe gospodării. Este clar că cei aflați în situația mea va trebui să montăm niște pompe ca din gospodărie să împingem în rețea. Dar... Deci noi lucrăm la proiectul ăsta de racordare gratuite. Cu siguranță acest impediment nu este doar la noi în comună. Așa e așezarea geografică. N-aveai cum să îngroși țevile la 5 metri adâncime. Eu lucrăm la proiectul ăsta de racordare gratuite. O să încadreze, cred că, în jur din 85% din gospodării. Trebuie să îndeplinească niște criterii. 777. Sunt procent, da? 80% din gospodării. Da, e vorba de 717 gospodării, care avem până acum solicitări, cumva, da, niște cereri din partea cetățenilor, ca să... Trebuie să îndeplinească niște criterii, să aibă venitul minim 3.000 de lei de persoane pe gospodării. Deci dacă e un pensionar care are 5.000 de lei pensie și doar el cu soția, se încadrează fără nicio problemă. Dacă e o familie care e posibil să aibă 2 salarii, au 3.000 de lei soțul, 4.000 soția, e 7.000 de lei și mai au un copil, se încadrează. Deci de asta am zis, în jur de 80-85% se încadrează. Acum să vedem, a trebuit să semnăm contractul din țară, nu am ce stat să-i chem. Dar dacă mâine ar fi 35% acordați ca și cetățeni, canalizarea este funcțională? Dăm drumul avutor și puțin materia primă de pământ. Fără probleme. Avem garanții, deci nu avem păi, de... atunci ar trebui, nu știu, găsit o soluție ca să putem să păi convingem cetățenii. O soluție ar fi să mă duc eu să li se... Nu. Atunci cine s-a făcut atâtea apeluri, când se duc băieții cu facturi, le spune, băi omule, vină și racordează. Nu știu, care este cauza de nu se racordează? O teamă cum să plătească mai mult. Asta e bani de... Păi care e cauza? Păi da, dar așa, dacă atunci unde ei unde dau? Când aduci vitaja și vitajerul tot ai bani? Au fost să o dăm pământ, o dăm grădină, deocamdată nu avem metoda de restrângere ca să poți să-i... Constrângere, scuzați. Iar, mai e o problemă. Spuneți, doamnă. Scuzați, să rectificăm, trebuie să aibă maxim 3.000 de lei venitul, nu? Pe cap de persoană. Pe cap de persoană. Ok, a zis mine, da. Ok. Legat de această acordare la canalizare, vreau să vă supun atenție o aspect. Eu am mai stat de vorbă cu o serie de oameni. Ce tot faceți apel la noi să ne racordăm? Ce fel de racordare este dacă eu mă leg și îmi pui dop la... Păi până nu ai 35%... Păi și el spune, de ce mă obliști pe mine să săp acum dacă nu ai 35% din populație? Păi dar 35% nu poți să-i adun într-o zi, să-i racordezi? Păi 35% din 850 de gospodării. Eu sunt de acord, înseamnă... sunt de acord, dar dacă eu mă apuc și săp acum și îmi pun dop la el... Mai unde... M-am racordat la canalizare? Păi, hai să... Dar asta e tehnica. Da. Păi adică și... o altă soluție păi, diferită de asta care are. Păi și eu îi pun dop și nu mai deversez. Și ce pot să fac dacă am doar 10 gospodării? Le-am dat drumul, nu?
Și când o tras apa ăla la pod la scaune, n-ai cum să ajungă până la lung la stație de coare. Eu înțeleg. Supra hatul pe conduct. Dar înțelegeți și oamenii, că dacă el îl pui capac la raport. Dar nu inventăm noi apa caldă, așa s-a făcut în toate localitățile. Bă, a fost un număr de gospodării acolo. Și se adună încă unul și încă unul. Exact. Și când se fac 35%, da. Ia două cușine. Când se pune, da, dar omul momentan, la asta se referă domnul Puiu, omul momentan are conducta dusă într-o fosă. Dacă nu a luat conducta din fosă și a dus-o în rețea de canalizare și a pus dop... Dar nu trebuie să o modificăm. La asta se referă domnul Puiu. Fosa este utilă. Fosa, dar din fosă, nu. Și din conducta de canalizare s-o raportat. Da, înțeles. Avem 50 gospodării. Când am făcut 50 de gospodării, 35% din total, le-am sunat, s-au întâlnit băieții. Și atunci mai sapă odată să-și devieze conducta din fosă. Dar nu e vorba de deviat, e vorba că acolo să punem sifon. Da. Nu? Păi să punem sifon de acolo, de unii vine de la fosă, să punem la sifon. Și în sifonul ăla, acolo se pune dopul. Și acolo, băi, nu mai luat dopul de acolo și ai dat drumul să meargă. Dar altfel cum? Ziceți cum? Vine cu ideea. Uite, dumneavoastră, sunteți ingineri și lucrați în domeniu. Cum să faci? Dar trebuie să te bagi în fosă, să-i pui sifonul, să-ți ducă tot în fosă, să-i pui un teu, după aia schimbi teul. Dopul și pleci în partea cealaltă. Dar trebuie să fie în început. Asta e... Sunt și nu. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva tine. 15 voturi. Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei Comunei Iasău. Da, ținem seama de... alegeri de hotărârea Consiliului Local al Comunei Iasău numărul 68 din 4-11-2024 privind alegerea viceprimarului, conform prevederilor articolului 152, da. Așa, 156 din codul administrativ, primarul a delegat niște atribuții viceprimarului. Ca urmare, a modificat și organigramul. Închidii și 07. Dacă mai sunt și alte discuții... Ați avut și organigrama veche, ca să faceți o comparație cu nouă. Dacă sunt alte discuții... Da, eu făcusem niște discuții la organigramă și vine la faptul că serviciul public din... scuzați. Compartimentul proiectare urbanism și... protecție civilă conform legea 481 pe 2004 și 150 pe 2001, 350, pardon, pe 2001, acest compartiment trebuie să stea sub ordinea domnului primar. Dânsul doar în caz că nu este, că eu știu se întâmplă, Doamne ferește, ceva, îi predă, îi deleagă sarcini doamnei viceprimar. Vă rog, domnule. Deci, codul administrativ, care e mai logic de legalitatea noastră, zice așa, primarul poate delega prin dispoziție atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și de alte acte normative viceprimarului. 350 și 50, care le-ați adunat dumneavoastră, sunt alte acte normative. Sunt legi organice ca și codul administrativ. Deci au aceeași valoare juridică. Iar principiul de drept spune că acolo unde legea nu distinge, să nu distingem noi. Dacă nu este interzis, înseamnă că este permis. Ok, am să cer și eu informații la Agenția Funcționarilor Publici, la București, să... Păi, și noi trimitim organigrama tot la ANFP. Dacă eu o să zic că nu e... Interpretarea noastră a fost greșită și rectificăm. Și poate confundați și faptul că primarul este într-adevăr șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, șeful protecției civile, asta este altceva, este conducătorul. Este dar altceva. Dar asta nu înseamnă că nu poate delega din atribuții și celorlalți lucrări. Nu am spus că nu delega atribuții, tocmai am spus în încheiere că dânsul este cel care deleagă. Da, și doamne ferește, dacă nu este în țară, undeva, e plecat și el, fi om, are aceste drepturi,
și se întâmplă ceva, deleagă viceprimarul. Să nu confundați limitele delegării de atribuții la funcționarii publici cu delegarea de atribuții de la primar către viceprimar. Sunt două chestii distincte. Pe de altă parte, aș vrea să fac și eu niște precizări, pentru că probabil unii dintre dumneavoastră comparați cele două organigrame și de aici, din semnele dumneavoastră, din întrebare. Noi, în primărie, în ședințele pe care le-am avut, am concluzionat că este potrivit ca fiecare să se ocupe în primărie de ceea ce știe și cunoaște mai bine. Dacă în mandatul trecut, domnul viceprimar, ca să știe și cetățenii, a avut în atribuțiile dumnealui delegate compartimentele de învățământ, cultură, sănătate, sport, turism, de servire, monitorizare servicii publice, întreținere străzi, transport, iluminat public și serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, de comun acord în primărie am convenit că eu sunt mai potrivită pentru a avea în subordinea mea compartimentul învățământ, cultură, sănătate, sport și turism, proiecte, investiții și achiziții publice, urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, protecție civilă și protecția mediului. Știți, majoritatea dintre dumneavoastră, că practic în primărie 80% din timp îl ocup pentru proiecte și pentru obținerea fondurilor pentru comun. Și faptul că legislația permite domnului primar să delege ce atribuții consideră dumnealui către domnul viceprimar, nu cred că propunerea de organigramă este în vreun fel față de păr sau cum vreți dumneavoastră să considerați. Dacă nu mai sunt și alte discuții, să punem la voce cine este pentru. Diverse, dacă sunt probleme, vă rog să le ridicați. În ordinea... Vă înscrieți la cuvânt. În ordinea, să vedem. În ordinea, scrieți la cuvânt. Claudiu, lasă-mi ajuns, cum să vă rog. Domnul Puiu, ia să vedem. Cine mai dorește? Diversitatea este doar la 110. Eu, dată nu mai vrea nimeni. Vreau să ridic două probleme. Una legată de asfaltarea drumurilor de interes local și dacă vreau să întreb primăria dacă s-a făcut recepția lucrării. Pentru că am constatat că au rămas aceleași probleme care le-am mai ridicat și ședința trecută și chiar vreau să văd dacă au venit să încerce să facă recepția. Nu mai spun că au făcut marcajele acestea cu lucrările pe stradă. Au făcut marcaje acolo unde, adică n-au făcut marcaje acolo unde au săpat la noile... Păi nu putea să facă... Păi nu puteau să facă, dar nu puteau să grăbească așa, deci s-au grăbit așa cu marcajele. Nu vă mai spun că au venit să curățe imediat după ce au marcat. Mă merg că nu le-o și șters, dar mă rog. Așa. Nu, s-au grăbit că pe nevremerea să uda asfaltul și nu mai putea să mai părțească. Deci trebuie avut în vedere cu lucrările care nu le-au terminat, așa că... Asta pot să rămânem să ne mereu, să spuneți sunt probleme. Mai ales că da, le-am spus acolo la intersecția Trotuș cu Primăverii, unde n-au terminat, au lăsat resturi de materiale care le folosesc ei la lucrare, dar eu n-am mai văzut picior de lucrător și am zis că poate să facă legeri. Dar chiar ei au lucrat aici, complex. Mă rog, eu n-am văzut pe stradă acolo. Și a doua problemă, am o rugăminte la doamna secretar general. Având în vedere că avem site-ul primăriei, monitor oficial, unde putem posta proiectele de hotărâre. Mie îmi vine foarte greu să văd proiectele de hotărâre pe telefon. Vă rog să mă credeți. Și cu ochelare la ochi, ca să mă apuc să le studiez, mi-e foarte greu. Pe când, la un laptop, la un calculator acasă, pot să deschid monitorul oficial și să văd.
drept dovadă că din a șaptea, 2024, nu mai sunt postate niciun fel de proiecte de hotărâri. Nu e adevărat, verificat. Deci verificăm în secunda următoare, mergem și verificăm. Astea nu le-am postat bine seara pentru că era foarte târziu când am plecat din primărie, dar luni au fost postate pe site-ul primăriei. În monitorul oficial. Monitor oficial la secțiunea deci proiecte de hotărâri. Deci la secțiunea proiecte de hotărâri m-am uitat azi dimineață. Uitați-vă că am primit și de pe WhatsApp, puteți să le vedeți în computer. Eu dacă vreți, vi le pot pune la dispoziție. Atâta timp cât avem un site specializat pentru așa ceva. Noi tot propunerile celorlalți consilieri spune, n-are rost să mai uitați cam cât urmă. Păi de aia am zis că n-are rost să ne apucăm să facem dosare la fiecare 15 plus 3, nu? Secretarul, așa, 18 dosare din astea, stricăm o grămadă de timp, tot din banii noștri. Da, postăm mai acolo, simplu, oricum ele trebuie postate pe site, că sunt, clar, trebuie postate acolo, dar poți să vi le trimit și pe e-mail. Actualizați acestea pe e-mail și voi este mai ușor de dezvăsanția. Nu cred că nu e ușor. Păi da, pe mail, asta e mail personal. Da, că e mult mai ușor decât pe telefon, eu cel puțin pe telefon nu mă descurc deloc. Se rezolvă, vreau să-mi iau un... Bineînțeles, se rezolvă. Da. Se rezolvă și așa. Pune ăștia ca să vezi pe... Bun, atunci rămânem, înțelegi că vi le postez și pe e-mail, vi le pun și pe e-mail. Da. Și pe același lucru. Și nu este diferit. Este meritorul, dar să. Și după ce se aprobă proiectele. Bineînțeles, sunt și hotărârile, da. Sunt și ele. Pentru că, de exemplu, la hotărâri, eu te pregătesc să-ți faci un raport de activitate, să spui ceva. Te mai inspiri din hotărârile pe care le-ai aprobat. Mai vezi că sunt aprobate sau ai avut obiecții la ele. Dacă nu, nu mai ții minte un an de zile. Da. Dacă mai sunt și altcineva care îți doresc să mai ridice probleme. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Mulțumim pentru participare.